Deputatul Liliana Ciobanu, președinte al PSRO, filiala Giurgiu, s-a hotărât să se înscrie în cursa pentru fotoliul de primar al municipiului Giurgiu. Anunțul nu surprinde pe nimeni, având în vedere că și-a declarat intenția de a candida în urmă cu ceva timp. Anunțul oficial a fost făcut în conferință de presă, acolo unde s-a aflat și noua achiziție a PSRO, profesorul de sport Marian Damian. Mă bucur foarte mult că am fost primit în această organizație. M-am hotărât să trec de această parte a baricadei pentru că mă gândesc că la un moment dat aș putea să regret că am fost doar un om care a analizat și nu și a acționat. E timpul pentru asta, am și vârsta necesară și un pic de experiență aș putea spune, drept care în urma unor insistențe destul de mari ale colegilor din organizație am hotărât să zic da. Marian Damian, care a cochetat în trecut și cu PSD-ul și cu PNL-ul, va fi în fruntea listei PSRO pentru Consiliul Local al municipiului Giurgiu.